Vântul și ninsorile au făcut prăpăd noaptea trecută în mai multe zone din țară. 3 oameni și-au pierdut viața din cauza condițiilor meteo extreme. Un bărbat a fost stribit de un copac la Târgu Mureș, iar alți 2 au murit la Constanța, după ce mașina în care se aflau a derapat pe șoseaua udă. Rafalele de vânt au ajuns la munte și la 100 de km la oră în zona Carpaților meridionali. Aseară, un autocar cu 46 de copii a rămas blocat în apropiere de stațiunea Păltiniști din cauza zăpezii abundente. În Brașov, mai multe drumuri au fost blocate total azi noapte din cauza vremii. Și în județul Cluj, la Ciucea, traficul rutier a fost blocat timp de aproximativ 2 ore astăzi din cauza unor copaci căzuți pe șosea. Mai multe județe din România se află încă sub cod galben sau cod portocaliu de vânt puternic și ninsori viscolite. Totuși, meteorologii vin cu vești bune și anunță că zilele următoare vremea se va schimba fundamental din nou, vor fi temperaturi de peste 20 de grade.